2006, ultima ediție din acest an. Concertul cu Hrușcă, mai trebuie să mă aștept un pic, așa că, da. Bine că v-am găsit pe toți, bine că este sala plină. Mulțumiri! Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și anul acesta și faceți parte din comunitate. Chiar vă mulțumesc în continuare pentru susținere. Eu sunt Cătălin Macovei, sunt Google Adults Partner, Google Analytics Individual Qualified și astăzi o să am onoarea să vă prezint speakerii. Din păcate, eu n-am așa o mare experiență în public speaking, așa că, decât am înțeles așa de la Ionuț, am venit-o, am dat după un eveniment frumos și zice, ce bă, chiar ce faci primul lucru, dar la spatele drept și îți imaginezi cu toată lumea goală, știi? Acum pot să vă zic ură fetelor. Bine v-am găsit, așa, îmi imaginez câțiva dintre voi goi, dar gata, au trecut emoții. Bun. În păcate, degustarea de vin nu o să avem astăzi, dar o să avem o să dăm premii, în momentul de fapt, o să dăm sticle de vin, așa că pentru cei care ați completat, aveți acolo o cutiuță și o listă, o listă foi pe care vă completați numele. Pentru cine nu a completat, puteți în continuare în spate să completați. Tema acestei, acum o invit pe Mădălina de la The Hub să ne povestească un pic despre The Hub și cu ce poate să ne ajute pe noi în momentul de față. Impact Hub. Pentru toți cei care ne cunoșteau până acum ca The Hub, de începând de vinerea trecută, la nivel de rețea globală, ne-am schimbat denumirea pentru a se alinia mai mult cu misiunea noastră, care este aceea de a fi un suport pentru oameni, organizații, startup-uri, business-uri care vor să aibă un impact pozitiv în societate. Cum sprijinim noi oamenii? Este o parte din componenta de spațiu, care înseamnă acest etaj destinat evenimentelor, ale noastre, ale Impact Hub-ului sau ale oaspeților noștri, cum se dezvoltă în seara asta, sau etajul 3, care este destinat spațiului de coworking, unde oricine are abonament la Hub poate să vină să lucreze de acolo, plus poate să participe la toate evenimentele Hub-ului, care sunt destinate networking-ului sau acumulării de cunoștințe în materie de business în diverse arii. Cam asta este pe scurt. Rețeaua există din 2005, în 40 de hub-uri peste tot prin lume. În București suntem de un an jumate și creștem. Vă invit cu drag, oricând aveți timp, să veniți să ne cunoașteți și mai bine. Mulțumesc frumos! Tema acestei ediții, top 10 lucruri pe care nu le știu despre SEO și PPC. Pe primul speaker îl avem pe Marius Lăzărescu, General Manager and Senior Adult Specialist la Todays. Marius este pionier în domeniul online marketingului, CEO în cadrul agenției Todays și președinte și membru fondator SEMRO. Suntem aici membri SEMRO, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. În SEMRO discutăm lucruri de care fac în momentul de față online să fie o lume mai bună, să avem înțelegere cu clienții. Agenția Todays, pe care o coordonează cu succes de 8 ani, peste un milion de euro, da? Buget gestionat, are în spate o experiență variată în diferite domenii, de la auto, moto și ITNC, până la educație și sănătate, atât startup-ul cât și multinațional. Îl așteptăm acum pe Marius. Mulțumesc! Introducere. Tema era legată de 10 lucruri. M-am gândit să acopăr eu 8. Și am făcut așa un mix ce fac cu Google Adults și alte rețele. O să descoperim împreună. Hai să începem cu ceva mai simpluț. Aici avem un screenshot before and after. After se referă la perioada de circa o lună în care ne-am preluat o campanie și am făcut o restructurare. Și, practic, această restructurare a însemnat un setup de la zero al contului cu ad-uri noi, cuvinte cheie îmbunătățite, cuvinte cheie negative și așa mai departe. Lucrurile s-au văzut în conversie și costuri scăzute. Ideea este că e sănătos ca din când în când
poate la 6 luni, poate chiar și la un an, cineva să se uite cu privire strategică, cineva nou pentru contul respectiv și să ia niște decizii. Mergem mai departe la noul retargeting. Unii dintre voi deja l-ați folosit, te regăsiște în search. Asta este un screenshot pe care l-am găsit, unde apare faptul că este continuare în beta. Câți dintre voi ați folosit retargeting în search? Foarte bine. Cum se poate folosi acest instrument nou? Noi cel puțin îl folosim pentru ad-grupurile, pentru cuvintele cheie care nu convertesc la o căutare inițială. De exemplu, pentru contul agenției, contul Google AdWords, prin care noi ne promovăm serviciile, keyword-ul optimizare site, optimizare web, nu este foarte relevant, mai degrabă te duce cu gândul la servicii SEO, pe care noi nu le oferim. Dar dacă cineva a căutat expresii, a folosit expresii legate de Google AdWords și apoi a făcut o căutare, ceva mai broad, mai largă, este relevant să ne afișăm din nou. Și astfel ajungem să convertim pe acei user. De ce ne cunosc produsul, ne-au văzut site-ul. Mergem un pic mai departe la Dynamic Search Ads. Aici am făcut un test cu mai multe tipuri de targets. Am testat câteva abordări și am reușit să creștem eficiența cu până la 40%. Câți dintre voi folosesc DSA? Ok? Hai să mergem la ceva și mai interesant. Ieșim din zona Google, mergem către Facebook. Chiar se discuta într-un tot zilele trecute faptul că am fost pe Amazon, am uitat niște cărți, am intrat în Facebook și apoi mi-am văzut cărțile afișate în dreapta cu ofertă. Cum s-a întâmplat chestia asta? E foarte simplu. Prin intermediul Facebook Exchange poți să faci retargetare. La mai mult poți să faci retargetare și la nivel dinamic. Am uitat la 10 produse, mi le afișează în Facebook pe ultimele 2-3 vizualizate în website. Chestia asta se întâmplă la nivel de CPM sau în CPC și arată cam așa. Aici este un ad pentru Todays. Putem să punem acest ad și în newsfeed și, bineînțeles, cu un CTR mai ridicat. Aici este un special dintr-o campanie în care am avut rezultate destul de bune. Și anume, 18 conversii din 412 click-uri, cu doar $51. Funcționează foarte similar cu retargeting-ul din Google AdWords, din perspectiva ratelor de conversie, poate chiar și mai bine. Ce platformă folosești pentru Facebook retargeting? Perfect Audience. Se pare mai bun decât AdWords? Din perspectiva billing-ului, da. Din perspectiva billing-ului, da. Plus că este proaspăt introdus și newsfeed-ul aici și dynamic retargeting în Facebook. Iar pe lângă asta poți să faci retargeting, inclusiv dynamic retargeting și în alte rețele. În aceeași platformă. Deci nu mai fi. Ai un buget mini pentru care poți să faci dynamic retargeting? Aici lucrurile sunt ceva mai jos, dacă nu mă știu undeva la $100. E o platformă care... Deci o recomanzi în fața... Este recomandată în plus și din perspectiva faptului că primele două săptămâni ai gratis, îți oferim voucher de $50. Există un minim de cookie-uri pe care trebuie să dai? Ca să pornești campania trebuie să ai 1000 de oameni targetați. Ca la natural, da. Ai încercat mai puțin? Trebuie să ai răbdare, că tu ai dat drumul la trafic, nu pornește campania. Și te uiți acolo, sunt doar 700. Ce faci? Mai așteptăm. Ok.
Un alt instrument de pay-per-click, de target. Câți dintre voi au folosit de target? De ce mai puțin se pare? La fiecare întrebare. De ce poți să faci un target? E-Target are parcingat cu vreo 500 site-uri din România, e o rețea regională, ceea ce înseamnă că poți să o folosi și în Ungaria, și în Polonia, și în Cehia. Eu am folosit în România și în Ungaria. În Ungaria, CPC-ul minim este destul de sus, deci chiar dacă rata de conversie era similară cu Google Ads, ajungea niște conversii mai scumpe ca AdWords. Asta am pus pauză după vreo 2-3 luni. În România, CPC-ul este destul de jos și poți să intri pe site-uri precum ziare.ro, Atena 3, Unica, Libertatea, GSP, nu în poziții foarte, foarte bune, însă plătești la click, așa că na, contează mai puțin locul unde te afișezi. E important să știu că poți să faci targetare și atât. Deci dacă ai un client care are un produs mai nișat și nu are încredere foarte mare în instrumentul ăsta, nicio problemă, preiei traficul din Google AdWords, și apoi retargetezi userii în etapă. Deci, practic, nu dai bani. Hai să vedem dacă vindem. Facem un test de 1000 de euro. Nu. Faci o campanie de retargeting, te iei 50 de euro și gata, ai posibil deja să ai câteva vânzări acolo. Asta, da? Asta o zici ca și soluție pentru a vizibilitate pe site-ul de rețeaua etapă, nu? Exact. Practic, dacă începem să ne gândim de la pasul ăsta, când ajungem, de când adăugăm trafic inițial în site, prin campanie de Google și userul nu convertește, ne gândim fie să optimizăm rata de conversie prin landing page optimization, fie să mai urmărim prin alte rețele. Alte rețele precum, sigur, Facebook retargeting și, ne-am uitat mai devreme, e-target, altă soluție. Așa arată ad-urile, imagine plus text. Am și un studiu de caz pe care l-am primit de la directorul pe România e-Target și privește lansarea Volkswagen în Maroc, în Ungaria. Aici avem afișările Facebook 28 de milioane, Google 5.700.000, e-Target 21.300.000. Este foarte popular e-Target în Ungaria. Aproape că bate Google Display Network. Și rezultatele au fost destul de bune. 397 de lead-uri. Bine, au avut și o promoție foarte interesantă. Au spus așa, dacă primim peste 200 de programări, prețul de lansare al mașinii o să scadă cu 20%. Și a fost un incentiv foarte puternic. Da, mesajul a fost același pe toate canalele. Da, s-a comunicat la fel și a avut să strângem lead-uri. Să vedem Facebook, Google, Target. Ok. Mergem mai departe la o rețea și mai puțin cunoscută. Cine a folosit bursa de reclamă? Bun. Bursa de reclamă acoperă câteva sute de site-uri. Am aici un screenshot făcut astăzi cu 795 de site-uri. Precum Sfatul Medicului, ELE, Fortuning, Acasă. Sunt site-uri unde poți ajunge și prin Google Display Network. Dar sunt poziții cu toate mai bune prin bursa de reclamă. Intri la un cost pe click minim în rețea de 10 cenți și îți poți stabili un buget zilnic, un buget lunar, îți optimizezi ad-urile, funcționează destul de ok. Chiar poți să faci și retargeting, pentru cine nu știe. Poți să faci retargeting aici, practic userul care a venit din AdWords, te-ai afișat pentru el în Facebook, în e-target, postul de reclamă. E interesant că poți să faci, pentru ăsta puteai să faci înainte de a lansa Google produsul de marketing. Asta a fost o inovație la momentul respectiv. A fost și, din păcate, nu se comunică foarte mult din funcționalitățile ațelevărului lor. Nici inventarul. Nici inventarul nu e foarte mare, însă tehnologia de ad-server este foarte avansată. Pe baza ei, noi am construit un ad-server custom. Și vreau să vorbim un pic și despre asta. Câți dintre voi ați folosit ad-server vostru custom? Ok. Ce se întâmplă dacă clientul tău vrea să cumpere un banner pe ziarul financiar?
cum e banderul ăsta frumos, la Raiffeisen. E foarte bine, faci media buying, te negociezi, agenția de media spune dă-mi bannerul, te pun la serverul meu și gata. Aia atâtea afișele, asta e, câte clicuri ai prins, da. Să fii fericit cu ele, nu? Cum putem să optimizăm media buying-ul de tipul ăsta? Fie că am cumpărat spațiu pe 2 săptămâni, sau am cumpărat 1 milion de afișări, sau pur și simplu am o sponsorizare și am prins acolo un banner în articol. Noi putem să luăm acest banner, să-l gestionăm prin serverul nostru, să-l spargem în 2-3 bannere cu produse, să facem dinamic retargeting cu el. Deci dacă userul a ajuns pe ZF și a trecut la mine în site unde s-a uitat la anumite perioade pantofi, îi arăt parea pe ZF. Dacă nu s-a uitat la anumite produse, îi arăt o variantă generică. Variantă generică care poate intra la split test. Adică poți să testezi, uite, fata care ține coșul în stânga, bărbatul care ține coșul în dreapta. Dreapta. Mai putem să mai facem potrivire contextuală. Dacă bannerul a livrat site-wide, putem să, și avem mai multe produse, putem să potrivim produsul în funcție de context. Deci, practic, e o tehnologie foarte apropiată de ad serverul GDN. Numai că asta putem să facem pe spațiile pe care tu le cumperi. Și poți să implementezi ad serverul și în e-mail, de exemplu. Poți să faci de targeting în e-mail. Nici o problemă. Pui codul de ad server și gata, îți încarcă banner potrivit. După download fiction. Îți încarcă codul. Ce face practic? Rulează la tine în calculator, vede ce cookie-uri ai, îți încarcă bannerul potrivit în funcție de cookie. Și, cum spuneam, poate face dinamic de targeting, nu mai am cine în partea dreaptă, un exemplu. Am arătat user-ul pe Facebook, pe target, pe bursă, am cumpărat și spații pentru că le-am dat și mail. Ce putem să facem mai mult? Unde mai putem să-l prindem pe userul ăla? Putem să-l prindem în momentele lui de respiro, fie că e la birou, fie că e acasă, când nu citește neapărat presă, caută entertainment. Este cineva în sală care are mai puțin de 18 ani? Tu s-a închis ochiul mai departe. Intră pe un astfel de site. Oricum nu merge bine. Nu o să pun întrebarea câți și ați folosit. Nu sunt sală. Nu sunt sală. Sunt prietenii noștri. Sunt niște prieteni care au intrat pe site. Da. Ce se întâmplă cu site-ul? De ce se intru pe un site precum X-Hamster? Care-i treaba acolo? Să ne uităm la asta. Păi, dacă mă uit top 500 sites folosite de români, e pe locul 39. Deci depășește niște site-uri cu reputație de tipul news, magazine online și așa mai departe. Face milioane de afișeri pe zi. Nu acest site, ci toată rețeaua de site-uri de genul ăsta. Ok, și ce pot să fac? Cum să mă afișez? După aceea o să mă afișez aici, undeva. Cum simt eu relevant. Contextual. Sau punctul de intenție, cum simt eu relevant. Asta că am văzut la vor mâncare. Hai să vedem mai departe ce se poate face aici. Ce se poate face? Păi, poți să faci targeting. Userul a intrat și aici, știi care e intenția lui, pentru că l-ai prins din Google cu niște keyword-uri, ca să-l și mai spuneam un pic. Uite, vrei o campanie aici? Și suntem afișați cu două bannere. Avem câteva campanii pentru clienți care au produse dedicate, și am făcut așa ceva. De exemplu, avem 89 de mele de afișări, 80.000 de click-uri. CTR-ul e fantastic, dar până la urmă ne interesează cât costă click-ul și am cumpărat click-ul la... De obicei cumpăr click-ul 10, 5, 15, 5, 50 de cenți. Acum cumpăr 10 click-uri.
și am făcut și vânzări. Avem și 7 de conversii. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar pentru clientul ăla înseamnă cam 30% de vânzări. 67 de goal-uri, $15 costul mediu pe conversie. Sigur, medie înseamnă că am avut conversie și cu 25, au avut și cu $11. Ok. Aducem trafic, poate îi folosi și la servicii. La serviciu? Vrei să cunoști de pizza, care să înțeleg? Poate fi folosit și în promovarea servicii. Deci nu trebuie să pun neapărat produse relevante în contextul respectiv. Și pot să-i spun despre serviciile mele, să nu credeți că nu avem click-uri pe BNR-le astea. Avem click-uri, avem afișări, deci numai în campanie de retargeting. Și pot să vin și chestii diferite. Cum spunea cineva care poate că a văzut studiul de caz, pot să vin mâncare. Dar de ce vin de mâncare? Și aici sunt două studii de caz. Și au fost niște oameni deștepți undeva în state care au zis cum să ne lipim de contextul ăsta? Că noi vin de în sandwich. Bine, era home delivery. Și de fapt, mesajul a fost, nu e așa că acum ți-e foame? Sau să le faci așa un slogan dedicat. Sunt mai flexibil la adult, adică nu ți-e refuză. Sunt foarte flexibil la adult, dar într-o anumită limită, sigur că da. Ca peste tot, trebuie să... Eu campania No Pants. Uite, cam și alte campanii. CPM cu 90% mai mic. Bun. Am adus trafic din mai multe surse, unele mai tradiționale, altele mai noi, contextual, retargetat. Ce facem cu traficul ăla? Poate o să ne spună Valin cum mai încolo ce putem să îmbunătățim la el. Am adus doar un screenshot din conscriptes pe care l-am făcut în landing page. De fapt, nu l-am făcut în landing page, l-am făcut în pagina care se afișează după ce ai cumpărat. După ce ți-ai introdus datele, vreau să facem un upsell și să spunea clientului, uite, mulțumim că ai cumpărat. Dacă tot ai cumpărat acum, îți oferim produsele de mai jos la o reducere. Și am avut o rată de conversie de 3,53% pe upsell-ul ăla. Am schimbat un pic angle-ul și am spus, n-ai terminat cumpărăturile, spune-ne dacă le vrei pe asta de mai jos, că sunt la super reducere, și jos era un buton. Nu vreau această ofertă. Vreau să dai click. Bine, nu dădea click, oricum rămâneam cu salvat. Mai nu știa asta. Și am dus conversie la 25%. N-au și cumpărat, nu? Păi, au adăugat în coș și au finalizat. Asta înseamnă că au scos cardul la final, sau PayPal-ul, sau cash on delivery la client. Nu, că pe România e foarte important să se și cumpere. Fiindcă ai cash on delivery, ai problema asta. Una e ce vezi în analitic și una e ce vezi acolo. Bun. Cam asta am vrut să vă spun. Câte ceva despre noi, acolo sunt câțiva dintre colegii mei. Suntem certified partner. Undeva în top 10. Am gestionat peste 1,5 milioane în buget AdWords. Câțiva dintre clienții noștri. Și eu vă mulțumesc pentru atenție. Întrebări în sală pentru Marius? Vă mulțumesc. Cum să profităm de networking de la final? Profită. Mulțumesc frumos, Marius. Oficial, Marius m-a făcut să încep să mă uit la reclame în momentul de față pentru un anumit tip de site.